Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă care să dezvăluie ceva care trebuie știut neapărat, poate pentru viitor apropiat, în cazul în care doriți să rezolvați ceva ce ar trebui știut în legătură cu acel lucru, sau în general ceva care trebuie să știți pentru viitor apropiat. Și ca să fie puțin mai particularizată această etalare, am să o fac și în două variante. Varianta numărul 1, varianta cristalului mov, varianta numărul 2, varianta cristalului alb. Se grăbește. Poate chiar aveți nevoie de a vă clarifica ceva. Să știți că pot veni aceste clarificări și prin intermediul viselor sau legat de intuiție. Ține și de logica voastră. Poate cumva trebuie să gândiți mai logic. În singurătate puteți găsi poate mai multă liniște, pace, meditând. Mai să ții momente de pauză, momente de liniște ca să-ți clarifici niște lucruri. Aici poate țin și legat de dragoste pentru unii dintre voi, legat de o relație, legat de ce vă doriți voi în dragoste. Poate că vă doriți singurătate, poate că vă doriți o împăcare, poate că vă doriți să clarificați ceva cu un partener sau să vă eliberați de o situație care nu mai vreți să fiți cu un partener, dar tot ce faceți, ce ar trebui să știți, e că trebuie să meditați, să cântăriți cea mai bună variantă a voastră și să fiți atente și la visele voastre, cât și poate să vă bazați pe intuiție, pe logica voastră. Da, pentru că pot veni niște vești, dar iar la fel și veștile acestea trebuie să le triați, pentru că pot fi așa, amestecate. Cumva. Varianta numărul 1, mov. Varianta numărul 2, cristalul alb. Am să încep cu cristalul mov, dacă ați ales deja varianta. Să vedem la cristalul mov care este mesajul care vine în acest moment, sau ce ar trebui să știți, mai bine spus, pentru viitorul apropiat, că trebuie să fiți puțină, poate, atente, prudente la a nu vă pierde încrederea în voi. Pentru că, într-adevăr, aveți așa niște situații care veștile care circulă, poate de aceea apăruse veștile, ca și cum vă lăsați puțin influențați de niște energii care nu vă privesc sau nu că nu vă privesc, nu trebuie să le luați în mod personal. Pot fi persoane care, spre exemplu, vorbesc și ele că n-au ce să facă sau, mă rog, au alte intenții, dar nu trebuie să luați personal, ci trebuie să fiți mai, poate, mai siguri, sigure pe voi pentru ce vă doriți voi, ce vă interesează pe voi. Haideți să vedem. Ceea ce voi deja știți. Voi știți deja că sunteți poate o persoană mai rezervată, mai grijulie, care aveți niște planuri, poate chiar ascunse, sau știți că cumva vă cam urmăresc niște persoane să vă afle planurile ascunse. În drumurile voastre cumva sunteți poate puțin și urmărite, posibil și din cauza unei invidii, aici cumva sunteți dezamăgite din cauza unor angajați, care pot fi persoane care cum ar veni cam curioase, ca genul acela de persoane care scotrăbuie printre lucruri, ca să vadă ce ai tu acolo, ca să știe totul despre tine, dar nu ca să-ți facă vreun bine, ci ca să poată să-ți facă niște neplăceri. Orică îți face, eu aici poate fi vorba și de o hărțuială, dar pot fi și legate de niște persoane care nu sunt profesioniști, cum trebuie să zic așa, adică cum ar veni la serviciu, ai de-a face cu niște persoane care, în loc să-și vadă de treaba lor, își bagă nasul în treburile altora sau chiar îți fac niște griji aici, pentru că nu știi ce intenții au, de ce sunt curioase, de ce ți cotrăbuie prin lucruri. Nu că ai avea tu poate ceva de ascuns sau ceva valoros, dar nu este normal ca cineva să-ți controleze lucrurile, nu? Deci nu este normal. Nu este atribuția lor, nu este treaba lor, da? Fiecare are dreptul său la a avea secretele sale, intimitatea sa, etc. Cumva aici văd că știe aceste lucruri care țin poate și din cauza unor persoane, fie din cauza unor persoane de la drumuri, aici pot fi și din cauza unor persoane care caută, vedeți, ca și cum ar căuta să profaneze, cum să zic, să murdărească, să strice puțin, orică se
pot fi și niște lucruri înșelătorii, cum ar veni persoane care se dau altcineva altceva decât sunt pentru a afla niște secrete. Da, e ca și cum cineva îți spune, uite, eu vreau să îmi spui chestia aia că eu sunt, nu știu ce, pentru ce îmi trebuie, dar de fapt are un alt interes, nu este adevărul ceea ce. Aici poate fi și pentru a compromite pe cineva, ca și cum ar vrea cineva să compromită, sau poate că ar vrea doar să-i facă o răutate. Deci nu neapărat că pur și simplu să-i mai reducă puțin, să-i facă griji, să-i facă. Aici poate fi și legat de o arhărțuială. Și știi că poate ai nevoie de un ajutor, ai nevoie de o conexiune, ai nevoie de o schimbare, ai nevoie de a se schimba ceva. Poate și pe timpul nopții îți faci griji, ai insomnii. E foarte posibil să fie și insomniile acestea și din cauza unor griji care ți le faci, unor înșelătorii hoții, unor persoane care nu prea sunt, să zic așa, în toată regula cu ceva, deci fac lucruri ascunse, văd aici. Poți auzi chiar pe timpul nopții niște lucruri, auzi ceva, dacă și cum cineva cotrobăie pe undeva, să zic așa, poți vedea lucruri care se întâmplă la adăpostul întunericului. Întâmplător, poți să le auzi chiar de la tine din casă ce se întâmplă afară, spre exemplu, sau în altă parte, la vecini, cum ar veni, să auzi tu ceva acolo, dar acolo poți ține și de niște situații care sunt probleme aici, că sunt niște chestiuni care țin de niște drumuri, de niște lucruri ascunse, puțin. Aici poate fi și o persecuție sau, nu știu, o privare de ceva. Aici orice cineva care pare cumva într-o problemă, într-o dificultate, ora are probleme de sănătate, îți faci griji pentru sănătatea ta dacă ar fi să pleci la drum. Pentru că sunt niște probleme cu vremea, cu drumurile care te îmbolnăvesc, te îngrijorează, ori dai de-a face cu niște persoane care în drumurile tale cumva, da, nu prea sunt așa ceva, te îngrijorează. Știi, ce nu știi și ar trebui să știi, că chiar ai nevoie de ajutor, de pace sufletească care poate veni prin puterea îngerilor, arhanghelilor, trebuie să știi că vor veni, îți vine niște reușite, vei avea niște reușite, succes, realizare, daruri, dar trebuie să știi că te și lupți cu, poate și cu o putere aici, trebuie să te vei vindeca, nu știi și ar trebui să știi că trebuie să ai mai multă încredere în tine, o gândire mai pozitivă, că într-adevăr te pot îmbolnăvi. Deci dacă te lași dus de ce auzi, de răutățile altora, de felul de a fi al altora, s-ar putea să nu fie prea benefic, pentru că te poate, nu neapărat, acum, acele persoane, fie că vor cu intenție să te facă pe tine să ajungi într-o situație dificilă, pentru că nu sunt prea sincere sau nu sunt, au niște interese ascunse, fie că ele sunt ele. Așa sunt ele, deci cumva nu trebuie să iei personal, ci doar trebuie să poate să te ții la distanță, să nu-ți pierzi încrederea, pentru că vezi că poți avea puterea ajutor prin puterea arhanghelilor, să scureți karma prin puterea rugăciunii, credinței, pentru că poate veni o perioadă foarte bună cu niște noutăți, cu niște banuri, cu niște cadouri, cu niște profituri pentru tine. Nu știi ce ar trebui neapărat să știi, că e puterea, este lupta între bine și rău, dar să știți că voi sunteți cumva la mijloc. Știți cum aș putea să spun? Voi sunteți cumva între bine și rău. Trebuie să alegeți cumva foarte bine ceva. Pentru că s-ar putea, de aceea poate trebuie să-ți păstrezi din credință, să nu-ți ieși din fire. Pentru că ești cumva între bine și rău. Binele se luptă să te tragă de partea sa, să te vindeci, să ai optimism, să-ți păstrezi încrederea în divinitate, în tine, iar răul s-ar putea să te provoace, să te hărțuiască, să te urmărească, să încerce să te scoată din fire. Chiar poate să-ți facă și vreo nedreptate, vreo, nu știu, aici ține poate și de o hoție sau ține și de o hărțuială, ține de o discuție cumva poate în contradictoriu, o provocare. Văd aici că țin și de niște dușmănie ascunse, de niște ambiții, dar văd că tu poți să câștigi, văd că poți să câștigi, poți avea niște întâlniri foarte plăcute, niște reușite, dar îți trebuie poate mai multă ambiție și determinare. Să nu te lași dus de puterea răului, să zic așa, care încearcă cumva să te înghețe, să te facă să suferi, chiar poate vrea, chiar aici poate fi și o situație care chiar intenționat demonii ăștia
persoanele astea puțin posedate, îndrăcite, lipsite poate de credință sau poate chiar lipsite puțin de o logică, de o, să zic așa, de o, ca și cum fac lucruri fără să gândească la consecințe. Au impresia că fac un bine sau gândesc că nu se gândesc cât de rău, că exagerează, că duc niște lucruri exact. Aici ține poate și legat de faptul că tu ești o persoană, sunteți o persoană, poate voi, foarte, totuși, într-un succes sau într-o, foarte aproape de o reușită, foarte aproape de a schimba ceva în viața voastră și cu cât ești mai aproape de vârf, cum se spune, de a-ți vedea, te vedea cu saci în căruță, cu atât, cumva, aceste puteri, aceste forțe ale răului, ele sunt foarte determinate să nu ajungi, pentru că dacă și-ar pierde puterea asupra ta. Deci ar pierde puterea asupra ta, ar pierde controlul, n-ar mai putea avea control asupra ta, nu ți-ar mai putea afecta ceea ce fac ele și așa mai departe, și atunci încearcă cumva, deci cu ultimele puteri, nu e că și vor reuși, pentru că văd că puterea este cea a îngerilor, a arhanghelilor, a credinței tale, ține poate de planul personal. De la prieteni, din partea prietenilor, aici, într-adevăr, care acum țineți de planul personal, ce prieteni aveți, cumva poate că vă veți mai tria din prieteni, vă vin și vești. Dar va trebui poate să, la fel, același lucru, să nu tratezi poate prea personal anumite lucruri și, într-adevăr, trebuie să scurezi niște prietenii care nu sunt tocmai ok, poate că asta trebuie să ai tu ambiție, determinare, să clarifici, fără să-ți pierzi cumpătul sau fără să faci un caz, cum ar veni un scandal sau ceva, ci doar pur și simplu să le ții la distanță, să le vindeci acolo unde poți, găsești înțelegerea de a comunica, iar dacă nu, văd aici că poți face o schimbare. Pentru că ai de-a face poate cu persoane care sunt și vanitoase, orgolioase, mândre, văd, sau niște servitori care sunt cumva frustrați că sunt într-o poziție mai măruntă, sau ele vor ele să facă niște servicii, dar ar putea să nu le facă cum trebuie, că de aici vin la voi, știți, grijile astea care vă fac niște angajați, că s-ar putea să nu fie cei mai profesioniști, da? Deci ei vor să se facă util, dar nu prea știu bine cum și o fac într-un mod, nu sunt nici sincer, poate. Deci că sunt cumva mânați de o curiozitate, de niște demoni, da? Cumva au vreun viciu sau niște apucături poate mai puțin, să zic așa, normale, și cumva aceste lucruri cumva stârniți. Voi ar trebui să știți cumva la aceste legate de prietenii că puteți avea reușită realizarea dacă faceți niște clarificări. Pentru unii dintre voi poate să fie și cu ocazia unor sărbători, unor evenimente, unor petreceri. Vin niște vești de niște petreceri și este foarte important să îți alegi cu grijă petrecerile, anturajul, prietenii cu care tu socializezi la petreceri unde mai sunt persoane și cunoscute și necunoscute, pentru că s-ar putea să te trezești cu ceva care nu ți este tocmai favorabil, aici niște ambițiile, dorințele voastre, pentru că văd că poți să te încrucișezi cu niște dușmănii, cu niște energii care nu sunt tocmai favorabile. De la dușmani, de la dușman, roagă-te pentru dușmani, uite, și doi preoți. Fii cu iertare, uite, și cu vești bune, fii cu vești bune, fii cu iertare, fii cu clarificare, fii cu luciditate, cum se spune. Deci ce ar trebui să știi despre dușmani, că trebuie să te rogi pentru ei, să iei o hotărâre și să, aici s-ar putea să fie și legat de o chestiune de fidelitate, de moralitate. Deci dușmanii tăi pot să țină și de acest gen, invidie, gelozie, că tu ai pe cineva sau că ai putea avea sau că nu vrei să ai tu pe o anumită persoană. Aici pot fi și chiar legat de bărbați. Dușmanii tăi pot fi și niște bărbați la unele dintre voi sau pot fi și legate de haina statului, depinde unde sunteți aici, pentru că văd că ar trebui să știți că trebuie să vă rugați, să aveți încredere în divinitate, într-o anumită haina statului care este poate cu bunătate, cu moralitate. E o chestiune și de karma, aici ține și de planul personal. Unii dintre voi ar putea să nu aveți dușmani deja, pentru că sunteți deja într-o pasă, ați trecut de pasa aia proastă, de acel lucru, tocmai pentru că ați luat o hotărâre. Sau aveți un iubit cu haină de stat, cineva care vă dă forță, putere. Altele poate că ar trebui să știți că trebuie să vă rugați pentru dușmani să fie iertat, să aibă iubire, să aibă bucurie, să aibă reușită cumva, de aceea a zis că și la biserică spune preotul să rogi pentru dușmani. Să fie sănătos, să aibă cele trebuie, să uită de, mai facă ție necazuri, că ei sunt niște nefericiți.
că dacă ar fi fericiți, nu s-ar mai ocupa de tine. Ei sunt niște nefericiți. Ei cred că fericirea lor va fi dacă tu vei fi nefericită sau nefericit, dacă îți împiedică ție planurile, dacă îți face ție vreo rău, etc. Așa văd ei, dar nu este că este adevărul. Cumva Dumnezeu te protejează, văd că ai protecție divină împotriva dușmanilor, prin credință și prin iubire pentru unele dintre voi. Poate să fie și legată de scris. Aici poate fi legat și de, poate că vei lua legătura cu haina statului pentru a te ajuta pe tine împotriva dușmanilor care îți creează vreo nedreptate. La altele poate să fie că, să știți că scrisul e liberator, poate că vei scrie o carte, poate că vei citi, vei merge la biserică, vei citi rugăciuni, spre exemplu, te vei ruga. Și ce va veni pe surpriză, ce vei afla tu pe surpriză, de niște prieteni de la drum. S-ar putea să aflați de niște persoane de la drum care au niște dificultăți, chiar prieteni de-ai voștri. Sau în legat de, dificultăți, dacă sunteți într-o dificultate, într-o neplăcere, undeva, în drumurile voastre sau oriunde ați fi, să știți că vă vine un ajutor, vă vine o putere. Prin puterea credinței, dacă vă rugați, veți avea un ajutor, un sprijin neașteptat. Văd aici că credința aduce o salvare. Ești într-o probă, de aceea apare aici binele și rău, cumva să alegi de care parte ești. Și nu trebuie să te îndoiești că există divinitate și că poți să învingi cu puterea credinței, chiar dacă există, nu știu, o situație care te înșelătoare sau persoane care creează niște dificultăți sau ai îndoieli, ar trebui să le cureți aceste îndoieli pentru că felul acesta vei vedea cât de mare este puterea divinității, cât de ușor se curăță energiile, cum dispar dușmanii, cum se îmbunează sau se schimbă, devin prieteni, poate până la urmă își dau seama că au depășit, au greșit sau, mă rog, au făcut ceva care nu trebuia sau se îndreaptă, se pocăiesc. Aici poate fi vorba și de o pocăință care vine prin puterea rugăciunii sau prin niște probe prin care ei trec. S-ar putea la unii dintre voi, dușmanii voștri, să aibă ei o probă, proba să fie a lor. Asta ar trebui tu să știi, că până la urmă văd că vei avea puterea pentru a învinge, pentru a avea prieteni, pentru a avea succes prin puterea credinței. Încredere din sine sau unor prieteni credincioși, persoane fidele în care poți avea încredere. Haideți să vedeți la varianta numărul 2, ce ar trebui să știți sau ce veți afla în curând, ce ar trebui să se întâmple în curând. Haideți să vedeți și varianta numărul 2. Varianta cristalului alb. Vedem ce spun cărțile pentru varianta numărul 2. Foarte interesant aceste mesaje, sunt niște energii puternice. Într-adevăr că este o săptămână cu o încărcătură foarte puternică, în care unii o resimt mai bine, alții mai puțin bine. Unii sunt chiar sub niște atacuri, acum țin și de planul personal, atacurile unor persoane, poate puțin într-o energie mai puțin pozitivă. Da, și la voi. Puteți primi niște ajutoare. La voi s-ar putea să vă vindecați, poate vă vine vreo idee, vreo soluție, vreo veste. Văd aici sau aveți și voi ceva de sărbătorit. Cu ocazia unei sărbători veți avea o revelație, o vindecare, un miracol. Ori vin niște vești care vă dau niște bucurie sau așteptați voi, asta sperați voi, să aflați niște vești. Poate un adevăr cumva legat de o suferință, ca și cum ați vrea să știți de ce ați suferit voi într-o situație. Ce știți? Da, unii dintre voi poate că astăzi, pe asta, grijile, gelozia, cearta, răzbunarea, perfidia, văd aici niște amenințări ascunse, niște neplăceri, să zic așa, niște dușmănii ascunse și mai pe față, mai pe dos, aflați niște secrete. Ori le-ați aflat, ori voi vreți să le aflați. Deci voi știți de acest lucru care țin poate și de un iubit, de o logodnă sau deci de cineva care vrea să vă seducă sau v-a sedus
și v-a făcut probleme, v-a făcut griji, v-a făcut geloase sau a făcut pe o criză de gelozie sau ceva aici, dar poate să fie și legat de o înșelătorie, văd aici o nesinceritate, o ceva ascuns, să zic așa, o perfidie cumva, o manipulare cumva, să zic așa, cu toate, adică ca și cum v-a cunoscut, v-a cucerit inima, v-a cunoscut sufletul și apoi după aceea a întors, cumva v-a întors pe toate părțile, cumva v-a făcut să aveți sufletul întunecat, înghețat, îndoliat, suferind, să zic așa, dar v-a dat și îndoiel, nu știți ce să mai credeți care e adevărul. De aceea poate că v-a dat și cristalul alb, pentru că vreți să clarificați ceva, știți. Deja, poate că ați aflat deja, sau poate că vă faceți griji de ceea ce se întâmplă. Aici e un secret puțin să zic așa, ca o răzbunare, ca o perfidie, ca ceva care nu este tocmai, aveți nevoie, cum ar veni, ori să vă curățați sufletul de niște griji, ca și cum te-ar ai suferit, a făcut cineva să suferi încât să și urăști și va trebui să scureți această energie ca să nu-ți mai facă rău, pentru că îți face rău, e ca și cum te-ai înneca în propria, să zic așa, energie negativă. Știi, nu știi că chiar trebuie să te odihnești, să-ți iei o pauză, să fii poate într-adevăr atent la sănătate sau la vești, la bârfe, la discuțiile care sunt între persoane așa care poartă vești mai. Pot fi și persoane care fac niște servicii de serviciu sau fac niște servicii, dar sunt puțin, cum să zic, dușmănoase, rivale sau chiar puțin veninoase cu bârfele lor, să zic așa. Deci asta nu știi. De acești pot fi și legate de virus, de vrăjitorii, de blesteme, vorbe aici pot fi legate și de niște toxicități. Ori e vorba de vreme, aerul care respiri, să zic așa, praful, spre exemplu, da? Sau ce mănânci, ce aliment mănânci, că nu știi, că poate fi și legat de cine îți pregătește masa, spre exemplu, că mănânci de la dușman din mână. Nu știi ce mănânci, să zic așa, poate e o chestie de acest gen aici, la propriu, la figurat, cumva e o situație puțin otrăvitoare, puțin riscantă, aș putea să spun, nu că se ce întâmplă, că văd că doar te cere să iei o pauză, să fii mai prevăzător, să fii atent că sunt niște obstacole sau chiar ceva, să poate încurca niște lucruri care tu nu le știi aici, de niște lucruri ascunse, care țin de o gelozie, de o invidie, de o răutate, de o situația unor persoane care fac niște servicii care nu le fac pentru. Le fac cumva cu rele intenții, ca și cum ar orică vrea să te obstrucționeze, orică vrea să-ți facă să te vadă puțin suferind, poate fi iar la fel de niște lucruri aici puțin dușmănoase. Și nu știi. Ce ar trebui să știi? Ar trebui să știi să gândești pozitiv și că vei avea niște momente de bucurie, să știi. Deci ar trebui să știi că trebuie să gândești pozitiv, să cauți adevărul, să triezi veștile, să fii mai, poate mai generos, mai bun. Ar trebui să știi că vei primi niște, vei avea niște revelații, vei avea o inspirație și să te ocupi poate mai mult de hobby-urile și de pasiunile tale, de sufletul tău, să te conectezi cu sufletul tău, să ai grijă mai multă de sufletul tău sau de un iubit dacă ai iubit. Aici ar trebui să știi că cu iubitul tău, dacă ai iubit, poate că trebuie să te bucuri de momentele de bucurie care ți le oferă sau să cauți, să-ți m-ar veni să cauți, să-ți ai grijă de să faci ce simte sufletul tău. Dacă sufletul tău simte că e fericit, înseamnă că ești ca la cea bună. Dacă sufletul tău simte că ești supărat, ești nefericit, îți dă o teamă, o frică, o îndoială, ceva, o neliniște, te simți speriat cumva în sufletul tău, în legătură cu cineva sau cu o situație, înseamnă că e un semnal. Deci aici cumva ar trebui să știi că trebuie să te gândești ce îți spune sufletul tău. Acolo unde simți fericire, iubire, noutate, inspirație, bucurie, fericire, ești pe calea cea bună, cum se spune. Înseamnă că ai nimerit în prezența cea mai potrivită, ești cu persoana cea mai potrivită, ești într-o situație care poate fi favorabilă. Dar dacă ai o stare, o mică, ceva care totuși da așa, că voi tu nu știi aici, vezi, și ce ar trebui să știi, că trebuie să fii atent poate la aceste senzații ale tale pe care le ai, că tu nu le știi pe cele negative, că de aceea nu ești poate atentă, că într-adevăr te și lucrează poate pe ascuns niște persoane, dar în schimb se pot curăța energiile poate și datorită faptului că ești tu o persoană pozitivă, inspirată sau și din cauza unui iubit care te dă vești bune.
Și asta să fie poate și de folos, depinde de planul personal, dar se părea poate că voi să aveți parte și de ceva schimbări. Legat de prieteni, da, și la voi să știți că același lucru, care chiar mai mult decât la varianta numărul 2, la numărul 1, la voi între prieteni s-ar putea să descoperiți că s-ar putea să fiți voi să interveniți în niște prietenii, să faceți, nu știu cum ar veni, ca un mediator. Da, deci legat de prieteni s-ar putea voi, pentru că aveți un suflet bun și sunteți pozitive, s-ar putea să găsiți soluția cea mai bună, cum să-i iluminați, cum să-i vindecați, cum să-i îmblânziți pe niște prieteni care sunt dușmani, nu se înțeleg între ei. S-ar putea să fie și acest lucru, văd că puteți ajunge la o înțelegere, la o noutate, la o bucurie, datorită unei stețimi, datorită unei vești, unor clarificări, unor reușite, dar s-ar putea totodată să apară și niște contrarietăți. Cumva se face o triere între prieteni, dar s-ar putea cumva niște lucruri să iasă la suprafață până la urmă, dar pot fi și legat de niște vici, cumva prietenii au și ei niște vici, niște ambiții, ca și cum s-ar fi mânați de niște demoni, ca și cum îi fugărește naiba sau îi pune naiba să facă ceva, dar până la urmă se pot calma lucrurile, o ajung la înțelegere. S-ar putea la unii dintre voi în schimb, acum o să vedem mai departe ce spun și cărțile, că aici s-ar putea să fie să aflați că niște prieteni care sunt cumva într-un viciu au o înțelegere între ei. Asta veți afla voi în curând, legat de prieteni, de dușmani. De dușmani, dușmanii aveți persoane care fac niște servicii poate mai mărunte, să zic așa, sau aici văd niște servitori. Servitorul poate să fie genul de persoană care face un serviciu, este foarte lingușitor, amabil, nu umil, cum ar veni, încearcă să-ți intre în grații. E serviabil așa, prea serviabil, cumva poate exagerat de serviabil, pentru că s-ar putea să fie aici o luptă între bine și rău. Deci și la voi o să aveți, dușmanii voștri pot ține de lupta de putere, să știți, aici cineva care se folosește de niște persoane mărunte ca să îi facă treaba, să zic aici. Văd că sunt niște curățări, niște îndepărtări aici, curățări, vindecări de energie, dar poate că ține și de puterea credinței sau ține chiar de un, aici depinde de planul vostru, sănătatea voastră, pentru că trebuie să vindeca, s-ar putea unele dintre voi, să aveți de-a face cu cineva chiar la legat de o haină de stat medicală, spre exemplu, sau uniformă cumva aici, care cumva este aici asta. Serviciile care le face, poate că le face cumva și sub o influență a răului, ori într-o exagerare, ori într-o situație puțin mai puțin, să zic așa, sinceră, poate are un interes ascuns cumva, prin puterea credinței veți descoperi cine vă e dușman sau veți descoperi că aveți niște persoane de serviciu care vor să vă facă cu haina statului o problemă, cum ar veni. Aici depinde și la caz astea sunt dușmăniile care, ceea ce veți afla voi legat de dușmani. Și ca și concluzie, ca surpriză, să zic așa, ce vine pe surpriză pentru voi, și la voi aveți o probă, să știți, aici poate în dragoste. Cumva apare ceva, poate o singurătate la unele dintre voi, văd aici că poate fi ceva fără sens într-o relație sau într-o activitate. Ceva nu vă mai, nu o să vă mai, ce veți afla voi că ceva a fost, cum ar veni, fără sens. Ca și cum ți-ai făcut speranțe, ai sperat că cineva, că vei rezolva ceva și ți-ai dat seama că nu s-a meritat acea persoană, că aici poate că ținești de un iubit. Sau ține de o veste. Vestea asta poate fi legată de un drum. Da, s-ar putea să vină o clarificare. Deci, o veste de la drum, de la o persoană care poate, te poate inspira, ajuta, dar văd că acea veste s-ar putea să fie, cum să zic, ori să spună că există o problemă acolo. Văd că e o cruce, o probă, o presiune, să zic, o întârziere în drumuri, ce-ar putea să afli tu, orică iubitul tău întârzi din cauza unor drumuri, a vremii ceva, orică trebuie să faci un drum, dar drumul ăsta ceva te va, ca și cum te duci cu iubitul tău pe undeva, te invite undeva și după aceea zici, mai bine nu mai mergeam, că n-a avut niciun sens ieșirea asta, că nu s-a, a venit mai degrabă, mi-am stricat ziua, mai degrabă mi-am pierdut vremea, mai degrabă făceam altceva. Nu că îți face rău, dar cumva văd așa ceva fără sens, o inactivitate, o dezamăgire poate, o pană de inspirație, orică
Tu ai ceva de făcut și pleci cu elan, îți vine ideea, faci și pe la jumătatea drumului ceva te împotmolește, pierzi inspirația, pierzi motivația, pierzi sensul, să zic așa, poate ține și de cineva, dar poate ține și de tine. Cumva trebuie mai multă încredere în tine, poate, mai multă voință, poate chiar o pauză, cum ar veni când te simți epuizat, lipsit de inspirație, poate chiar trebuie să-ți iei o pauză, să te mai odihnești, că după aceea îți vine vreo altă idee sau îți vine din nou ideea, forța care să te ducă mai departe. Cam asta, dragile mele, dragii mei, din ce văd prin intermediul acestor cărți interesante, mesaje vin pentru viitorul apropiat, ce ar trebui neapărat să știți. Vă mulțumesc că ați văzut acest video. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți!